Salutare tuturor și bine ați revenit pe canal! În acest video, cât se poate de scurt, aș vrea să discut despre bagajele pe moto sau, mai bine zis, cum procedăm noi atunci când vorbim despre bagaje. Atenție, acesta este stilul nostru de a călători. Nu înseamnă că e cel mai bun, însă vreau să vă arăt cum ne organizăm noi bagajele și cum le folosim practic atunci când plecăm pe călătorii lungi. Important este să înțelegem că atunci când călătorim cu motocicleta, viața noastră va fi altfel decât atunci când stăm acasă. Prin urmare, confortul și nevoile noastre se schimbă. Vom întâlni situații noi și provocări, depinde acum și de toleranța asupra confortului și ce anume înțelege fiecare prin acest nivel de confort. La noi, bagajele sunt organizate astfel. Un side case este al soției, celălalt este al meu și top case-ul îl folosim pentru lucruri la comun. De asemenea, mai avem un tank bag, un bagaj de rezervor, care acum nu este prezent. Însă, pe acesta, practic, îl folosim pentru a pune lucrurile de la cameră, o sticlă de apă și, eventual, niște medicamente. Mă rog. Șervețele, un cai de scris, lucruri de-astea uzuale, de care ai nevoie rapid. Eventual, acte, dacă ai nevoie. Prioritar pentru mine, însă, este soția și motocicleta. Ordinea este corectă, pasagerul este pe locul întâi. Trebuie să mă asigur că este safe și cât de cât confortabil se poate. Sigur, asta nu înseamnă că soția își împachetează un dulap, însă de obicei mai acord câteva concesii în ceea ce privește bagajul. Apoi este motocicleta. Pentru a mă asigura că nu trebuie să car ce nu trebuie, întotdeauna îmi fac o servisare și mentenanță înainte de a pleca. Înlocuiesc tot ce este uzat și semi-uzat, consumabilele noi, de la rulmenți până la orice furtun care dă semne de oboseală. Pentru călătorile mai lungi de 80.000, îmi voi lua piese de schimb la mine, mă refer la 80.000 de kilometri. Vorbim de acele piese care pot muri pe drum. Cablu de ambreiaj, frână, discuri de ambreiaj, rele de încărcare, plăcuțe de frână, etc. La călătorile mai scurte, evident că este necesar doar servisarea cu simț de răspundere. De asemenea, nu plec de acasă fără kit de pană sau compresor de umflat roata. Dacă tura se face prin octombrie-noiembrie, mai iau și un redresor mic pentru baterie, pentru că nu se știe niciodată. În ceea ce privește echipamentul de stradă sau moto, având în vedere că până acum nu am călătorit decât în toamnă și vară, evident, nu ne luăm la noi decât echipamentul moto uzual și eventual 3 schimburi, să zicem 3 tricouri, 3 pantalonași. Bine, soției mai las niște conceții pentru că ea e micuță de statură și evident lucrurile ei nu ocupă mare lucru. Un aspect important îl reprezintă medicamentele, evident. Sigur, trebuie să ai la tine ceva calmante pentru o durere de dinți, eu știu, te iau un curent. Ceva simplu pentru că de obicei în mai multe țări este posibil să ai nevoie de rețetă pentru asta. Și să nu uităm că în lunile de vară e nevoie neapărat de creme de protecție solară. În Grecia, când am fost, erau foarte scumpe și am făcut bine că i-am luat din țară. O problemă reală apare atunci când dorim să cumpărăm lucruri de prin locurile vizitate. Lokiti mai face cu ochii o geantă, un rucsac, original replica sau cine știe ce articole de îmbrăcăminte. În aceste cazuri va trebui să improvizăm așa cum s-a văzut cu sacul pe top case. De principiu nu cumpăr suveniruri și magnezi de frigider pentru că în timp se adună așa de multe încât ajungi să nu mai ai cum să le mai pui prin casă. Consider că pozele și filmările sunt suveniruri suficiente, deși mai citesc din când în când, mai ales când găsesc ceva deosebit sau despre care știu în mod sigur că i-ar plăcea surorii mele. În călătorii mai există posibilitatea să trimiți coletele acasă prin poștă, însă asta ar însemna să cheltui din resursele financiare rezervate călătoriei în sine. În mare parte, cam așa ne organizăm noi bagajele. Sunt interesat să văd părerea voastră, voi cum vi le organizați, mai ales când călătoriți cu soția pe distanțe mai lungi. Cam atât pentru astăzi, mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în următorul. Nu uitați să vă abonați, să dați like și să-mi lăsați un comentariu. Vă ajută foarte mult. Mulțumesc, numai bine, ne vedem în următorul.